Inspectorii ANPC au închis 15 locuri de joacă din București după ce au descoperit o serie de nereguli. Este vorba despre câteva locuri din parcurile din Herăstrău, Cișmigiu și din Tineretului, care vor putea fi deschise doar după ce problemele vor fi rezolvate. Și ultima dată când l-a Echipamente deteriorate, spărturi și șuruburi ieșite din relief sunt doar câteva dintre neregurile pe care inspectorii de la protecția consumatorului le-au identificat în mai multe parcuri din București. Din cauza acestor neregul, 15 locuri de joacă din parcurile Herăstrău, miciu și Tineretului au fost închise. Acestea vor putea fi deschise doar după remedierea problemelor. Comisarii de la București Ilfov vor continua verificările zilele următoare. Președintele ANPC este vizibil dezamăgit de neregurile găsite. Când mergeam prin Cișmiciu, în tiner în perioada liceului mi se părea raiul. Astăzi pare că este parcul miop, nu parcul adolescentului de odinioară. Trist e că acum cei mici ar trebui să se joace cu scuzele primăriei, probabil nu cu echipamentele de joacă, reale pericole. Ne asumăm vinovăția de a elimina riscurile la care sunt expuși, cu toate că cel în culpă este altul, a declarat acesta.